Pe pagina de Facebook a regizorului Mick Davis a apărut prima fotografie cu Andy Garcia în rolul lui Constantin Brâncuș. Actorul are barbă, poartă ochelari și seamănă foarte mult cu sculptorul român. Asemănarea dintre celebrul actor și celebrul sculptor este izbitoare. Nu știu, dar cred că Brâncuș, nu? Aici este Brâncuș? Așa mi se pare, nu știu, cu barba asta, nu știu, cred, nu știu, nu. Aici, într-adevăr, este Brâncuș. E Brâncuș cineva, de atât că are, dar ăla acolo nu știu cine. Nu. Este un actor nu, care îl va interpreta într-un film pe Brâncuș. Credeți că seamănă? Ia să vedem așa, dacă seamănă. La barbă nu se aseamănă, dar așa, parcă totuși. Bine, poartă ochelari. Este Constantin Brâncuș. Aici este Constantin Brâncuș? Da. Aici este. Aici este? Da. Și aici? Este tot el? Nu. Da. Tot el? Da. Nu este? Seamănă foarte tare sau este chiar el? Tot el este. Aici este Andy Garcia, actorul. Aici este într-adevăr Constantin Brâncuș. Da. Va juca într-un film, îl va interpreta practic pe Brâncuș. Da. Credeți că este alegerea potrivită? Adică seamănă? Da. Seamănă. Da. Cei mai mulți cred că alegerea regizorului este cea mai potrivită. Da. Cine? Este Constantin Brâncuș. El este? Nu-mi dau seama. Acesta? Acesta este Brâncuș. Acesta este Brâncuș. Da. Și acesta nu e Brâncuș? Ba da. E tot el? Da. Sigur. Nu l-ai văzut în niciun film? Este actorul Andy Garcia. Oh. Da. Seamănă? Da, chiar că seamănă acum. Nu recunoșteam așa. Este alegerea potrivită pentru acest film, ca Andy Garcia să-l interpreteze pe Constantin Brâncuș? Nu știu ce spun. Mie se pare că Constantin Brâncuș bun. Așa, acum, poate o barbă puțin mai mare ar trebui. Profesorul universitar Ion Mociu este cel care a studiat ani la rând viața lui Constantin Brâncuș. Brâncuș era un om complex, un suflet aparte, un om de cultură despre care nu se vorbește cât trebuie, un susținător al filozofiei naturalității și un gânditor profund în maximele pe care le-a exprimat. Un actor nu cred că va avea aceste calitățile lui Brâncuș. Asta e un om rar. Acum toată lumea așteaptă lansarea filmului în care Andy Garcia îl va interpreta pe Constantin Brâncuș.